Măi, înainte să înceapă emisiunea, m-am gândit să vezi ce treabă serioasă facem astăzi. Că avem numai invitați unul și unul, serioși, în banca lor. De unde? Doamne ferește! Mai mult am râs decât am cântat. Da, cum zicea și Mihaela mai devreme, cred că dacă în emisiune ne-am distrat așa de tare, nu știu ce o facem în concediu dacă ne trezim toți în aceeași locație. Mai prostăm cu locația. Cred că cel mai aproape și cel mai la îndemână ne e tot sovata. Da. Ce ziceți? Sau vulcanii noroioși. Ne băgăm la o sovată în echipa asta? Da, fără melodia. Foaie verde, trei rozete, nu merg. Da, am înțeles. Sunt niște probleme aici. Noi vrem analiză pe text, domnul Daniel Tricu. În emisiunea următoare, analiză cu textul în față. Păi, să ne zici tu acum de alea trei rozete. Mă întreabă colegii de ce am pus trei rozete. Și nu te ajungea și ție una? Margareta, dar Margareta nu intră. Unde? Margarete. Margarete. 4. Păi, foaie rozete. Verde, Margarete. Nu știi câte, că nici tu nu ne-ai zis cu cine. Da. Am zis 3 rozete. 3 am. Puteai să pui 6-7 rozete, te-ai pus 3. Da, mă, no, rozeta no, este o floare de la noi de pe Bărăgan. Asta vreau să zic. Vreau să-i aduci un pic la cunoștință și Mihai le-i rău. Sigur. Cum arată florile astea? Știi de ce? De la ce le vine? Sunt roz? Arată ca maci. Sunt portocalii, da? Rozete sunt roz și cu niște zimțuri așa pe ele. Ale, rozetele, tu ai primit buchet de rozete vreodată? N-am primit niciodată rozete, nici eu dacă îmi doresc. Nici eu. Nu, asta se dădea doar la ele în Bărăgan. Au zis că și miros bine. Da. Să mor dacă vedeți ce miros. A baltă. Depinde cu ce se dau. A ce? A baltă. Eu deja îmi imagineam că sunt în direct la emisiunea cu dedicații și cineva intră în legătură telefonică cu mine și îmi zice: doamna Dina, vă rugăm frumos să-l difuzați pe Trifu cu rozetele. Auzi, și pe cuvânt cu toate trei! Băi, cu toate trei. Și atenție, nu-i cântecul meu. Ăsta e cântec cules de la bătrânii noștri. Serios? Deci bătrânii noștri iubeau rozetele. Deci astea nu sunt rozetele tale. Nu sunt rozetele tale. Sunt luate din spate. Te rog, refrenul. Refrenul e foarte interesant. Spune-l cum e. Tai. Și apoi dai, dig, dai, dig, dai, măi, măi. Ce dai? Și ai dig, dai, dig, dai, dig, dai. E spai, ligi, dai, ligi, dai, ligi, dai. Bine, nu mă duc departe, Mihaela, aici lângă mine, în băncuța ei. Care era problema cu... Păsăricile. Păsăricile și cu alicele, da, că n-am înțeles eu. Piesa Vânătorului Vânător e imnul vânătorilor. Așa. Și în această piesă este descris fiecare tablou al vânătorii. În fiecare strofă, un tablou al vânătorii. Da, ăla la vânat mic, la păsărici, păsărici și păsărele, să pice, pentru că tu știi că, adică nu știi că nu ești vânătoriță, când zboară, nu ești vânător. Da, stol. Când trag vânătorii, trag în aer și pică păsăricile de sus. Da, și câinii fug și după păsărici să le prindă. Auzi, și păsărici asta de unde mai pică? Acum, dacă nu toți bărbații sunt vânători, vă spun eu, prin definiție toți bărbații sunt vânători. Corect. Pentru că prima meserie în lumea asta a fost... de vânător, aceea a bărbatului. Da, a fost vânător. Da, și femeile vin în stolul. Și păsăricile să pice. Acum fiecare își imaginează. Nicule, vorbim de păsărici, nu de vorbim femei. De vânătoare. De vânătoare. Da, și eu am auzit de vânătoare și noi ce facem aici? Această păsărică într-o femeie cum vine. Nicule, Nicu, gata, am prins-o. Nicu, dar ce facem cu pasărea de aici? Da, că avem și noi o păsărică aici. Uite, adică, pe bun. Porneluța. Da, eu mă refeream la situația cu vânătoarea. Vă cer eu ajutorul, așa prieteni cum suntem. Prietenul nu are nevoie să cunoaște. Pentru că suntem pe ultima 100 de metri a emisiunii, eu ar trebui să fac un rezumat de rezumat. Da. Într-un singur cuvânt, vă rog frumos, să caracterizați această emisiune. Balamuc! Mai venim! Un singur cuvânt! Vacanță! Da, chiar mai departe? Vacanță. Mi-a plăcut maxim, mai venim, ți-am zis, mai venim. Balamuc total. Balamuc, fanar. Durere, mă dor obrajii de cât am râs. Și abdomenul. Și burtă. Minunat. Am râs, am râs. Trifu. Show. Și pot să mai adaug ceva. Yeah. Dacă mergem în vacanță, eu zic să mergem la vânătoare la sovata. Da. Cât de păsărici rozete sunt pe acolo. Auzi, ar fi rozete și pe acolo? Cred. Nu se știe, dar dacă mergem la vânătoare, poate. Nu, pe Bărăgan. Pe miros de baltă. Am miros baltă. Da. Tu, cum ți-a părut emisiunea de astăzi? Foarte mișto.
Și mie mi-a plăcut. Bine. Mai vin la emisiune. Bine, dar să nu ne ducem departe de întrebarea. Unde mă duc în vacanță? Păi stai, că trebuie să fac acum calculele. Am notat așa, să fie mare, să fie și munte, să fie și croazieră, să fie și zbor cu avionul, să fie și all inclusiv, să te poți și plimba, foarte greu de decis. Hai la Sovata! Mai bine să stăm acasă, mai bine să stăm la noi aici în platoul emisiunii Zile de Sărbătoare, pentru că știți că încercăm la final de săptămână să vă surprindem cu tot ce are mai frumos neamul nostru românesc. Și chiar am avut de toate astăzi. Am avut. De toate! Și ne-a avut și prins. Plus chiar. N-am avut mulțumiri pe care vi le adresăm vouă, dragilor. Noi mulțumim. Ne-am simțit minunat. Așa emisiune să tot fie ca la voi. Exact. Deci mi-am încărcat bateriile astăzi la voi, pe cuvântul meu de onoare. Sunteți minunați. Și echipa de astăzi, felicitări lui Cosmin pentru că a reușit să ne strângă așa niște oameni. Deci avem cu toții, parcă suntem, avem chimie așa. Gata, toți. Gata, îmi spune în cască următorul lucru. El o să plătească vacanța noastră. La Sovata! Mulțumim!